Gloria Berevoiești, echipament galben, a primit sâmbătă vizita uneia dintre formațiile care și-au propus pentru acest sezon câștigarea campionatului și apoi promovarea în eșalonul 3 al fotbalului românesc, Unirea Bascov. Încurajați de 50, poate 100 de spectatori, fotbaliștii de la Berevoiești aveau de apărat un parcurs bun în primele 5 etape, 4 victorii și o singură înfrângere și totodată un parcurs imaculat pe teren propriu, 2 meciuri, 2 victorii, niciun gol primit. De această dată însă, așa cum spuneam, mușcelenii au întâlnit cel mai dificil adversar de până acum. Dumitru s-a ocupat. Au avut un început bun de joc, una, două ocazii de a deschide scorul, dar până la urmă scorul pauzei a fost favorabil oaspeților după reușita lui Laurențiu Linte în minutul 38. În repriza secundă, mușcelenii au forțat egalarea, însă fotbaliștii de la Bascov, mai experimentați, și-au ținut adversarul departe de propria poartă. Totuși, gazdele puteau da lovitura în minutele de prelungire, când au avut două mari ocazii de a restabili egalitatea, cea mai clară fiind a lui Robert Craioveanu în minutul 90. S-a terminat 1-0 pentru Unirea Bascov, echipă care, în încercarea atingerii obiectivului, se bate, se pare, cu CS Mioveni și FC Argeș-Pitești 1953, ocupantele primelor două locuri în clasament. Gloria Berevoiești are obiectiv 1-5, a coborât pe 6 după această rundă, însă campionatul este lung, astfel că elevii antrenorului Florin Ceapraz au timp să remonteze. Tot sâmbătă s-au disputat alte 5 partide ale rundei, cu numărul 6 în divizia D. Iată rezultatele. Viitorul Ștefănești, Viitorul Cireșu 3-0, DLR Pitești, ASE Micești 0-2, Victoria Buzoiești, CS Rucăr 3-2, CS Mioveni 2, Olimpia Suseni 5-2 și FC Argeș 1953, FC Curtea de Argeș 7-1. Meciul dintre Atletic Bradu 2 și ASE Mirosi a fost amânat pentru miercuri 1 octombrie ora 17.